Foarte curioasă ce planuri au astrele cu noi, așa că mă grăbesc să o invit în platou pe Camelia Pătrășcanu, să o primim ca de obicei cu multe, multe aplauze. Bine ai venit, Camelia! E de bine? E de bine, pentru că ne invită la plimbare, suntem sub influența lunii pline și mâine, tot pe axa comunicării, educării, informațiilor. E un, aș zice, o zi de vineri care ne scoate foarte repede din oraș. S-ar putea ca unii dintre noi să închidă ușa biroului mai devreme, dar până la ora 16 bine ar fi să rezolvăm toate problemele de natură juridică. Așa că nu trebuie să amânăm, cu atât mai mult cu cât Mercur este retrograd în perioada asta, se ocupă de acte și e bine aspectat. Așa că dacă am rătăcit un act sau n-am vorbit cu o persoană importantă, vorbim. Mai multe după Melia. Mâine noi insistăm să rezolvăm problema pe căile vechi și prin soluțiile vechi, pur și simplu căpătăm o altă viziune sau lăsăm în spate și mergem pe o altă cale. Berbecii primesc niște informații sau niște avertizări, recomandări de care trebuie să țină cont și în funcție de ele își stabilesc poate un alt traseu, alte scopuri, un alt mod de a merge în viață. Pentru tauri, găsesc o portiță juridică, legală, contabilă, astfel încât să ajungă la bani. Nu e vorba de banilor și nu e vorba de muncă, e vorba de o colaborare, un proiect, dar e o soluție isteață. Pentru gemeni, mari schimbări de personalitate și comportament. Vor să arate lumii că sunt alte persoane decât cele care credeau unii că sunt sau că au fost. Și în felul acesta își pot corecta imaginea, dar și unele greșeli. Pentru raci, schimbări la locul de muncă. Poate altă manieră de a face treaba, cu alți oameni poate, și poate schimbări și la nivelul echipei. Cert e că schimbările sunt bune și inspirate, poate chiar unele trebuiau făcute de mult. Pentru lei este o zi de inspirație și de libertate, de independență. Cu alte cuvinte, nu se implică decât în lucrurile în care cred că reinorează, fie că e vorba de muncă, nu fac decât ceea ce consideră că este îndemnitatea lor să facă. Iar unii lei pot să meargă mai mult pe varianta unor hobby transformate în activități care pot fi transformate apoi în business. Pentru fecioare, schimbă în casă, dar și de viață personală. Nu e vorba numai de schimbări la nivel patrimonial, decor și casă, pentru unele e posibil, dar pentru cele mai multe, și aici ar fi frumos, sunt schimbări de filozofie de viață, de atitudine față de viață, se reconstruiesc pe dinăuntru, vom vedea și noi semnele un pic mai încolo. Balanțele comunică mâine și este lună plină, se pot rezolva niște lucruri extraordinare care trenează de multă vreme, asta dacă e necesar să se rezolve pentru destinul balanțelor, pentru că luna plină în gemeni sugerează și faptul că poate este aleasă o altă cale. Pentru săgetător vorbim de prosperitate, pentru scorpion vorbim de prosperitate financiară mâine. E foarte posibil să concilieze pe cineva. E adevărat că au și ei un profit din asta, dar oferă niște sfaturi foarte bune, am mai spus-o, de câteva săptămâni sunt cu ochii pe apropiaților, pe prietenilor sau partenerul de viață și sunt foarte inspirați când e vorba de afaceri și de bani. Săgetătorii și ei au schimbări foarte mari în viața lor, dar nu direct de la ei venite, ci de la parteneri. Sunt foarte surprinși de ce se întâmplă cu niște persoane din jur, poate parteneri de viață, altcineva care le transmite și cum îi receptează și poate în urma acestor feedback-uri și ei consideră că trebuie să schimbe foaia. Capricornii trebuie să lase în spate o situație pe care nu o pot schimba, nu ține de ei, poate fi chiar de natură juridică. Pur și simplu, unii dintre capricorni nu își pot face dreptate, dar poate n-au nevoie de ea. Vărsătorii, e vorba de imagine publică, pot fi întâlniri de grup mâine, invitații la evenimente, trebuie să se prezinte la un standard înalt pentru că oamenii așteaptă mult de la ei, au multe de spus, pot să facă cuceriri sau pot intra în grațiile unui alt grup de oameni și în alte medii. Pentru pești, zi grozavă mâine de realizare în carieră, indiferent că au sau că n-au slujbă sau că vor să o schimbe, pot impresiona mâine șefii sau persoanele cu care discută niște proiecte, fac impresie foarte bună și de aici poate viața unora se poate schimba. Mulțumesc mult!